Atletic Zalău a câștigat primul turneu la care a participat în acest an, Winter Cup Primavera desfășurat la Satu Mare, eveniment la care au fost prezente 11 echipe. Grupa de copii născuți în 2007 de la Atletic Zalău a câștigat primul turneu la care a participat în acest an. Copiii antrenați de Claudiu Cornaci au evoluat la finalul săptămânii trecute la turneul Winter Cup Primavera, organizat la Satu Mare, la care au fost prezente echipele Viitorul Arad, Școala de Fotbal Iviu Antal Cluj-Napoca, Viitorul Marghita, Sporting Grecia, Kinder Carei, Atletic Zalău, Juniorul Satu Mare, Primavera 2 Satu Mare, Primavera Satu Mare, Sporting Cluj și Sporting

Formațiile participante au fost împărțite în trei grupe, iar câștigătoarele s-au calificat în turneul final, unde au jucat după sistemul fiecare cu fiecare. În faza grupelor, zăleoanii pregătiți de Claudiu Cornaci au înregistrat două victorii și o remiză. Atletic Zalău a dispus cu 3 la 1 de junior Satu mare și cu scorul de 2 la 1 de Sporting 2 Cluj, terminând la egalitate scor 0 la 0 partida cu școala de fotbal Iviantal. Antal. Copiii de la CS Atletic au avut o evoluție bună și în faza finală. Zălăoanii au terminat la egalitate 1 1 la 1, duelul cu Primavera Satu Mare și au câștigat cu scorul de 2 la 1 jocul cu Sporting Cluj, ocupând astfel prima poziție la finalul competiției.